Noi mergem mai departe la următoarea invitată, care a slăbit 40 de kilograme în 8 luni, dar vă vine sau nu să credeți, acest aspect nu intră nici pe departe într-un clasament al experiențelor ei de viață. Pentru că vine să spună povestea incredibilă de viață, Navi. Să luăm loc, să povestim. Să luăm loc, mie mi-a plăcut de tine că ești o tipă extrem de curajoasă și întotdeauna așa foarte deschisă și spui că să slăbești 40 de kilograme în 8 luni nu există chiar așa, nu e chiar așa în topul experiențelor din viața ta. E bine, asta în primul rând știi foarte bine că nu e meritul meu, e meritul domnului doctor Ionuț Hutopilă, care m-a operat de gastric sleeve și uite așa am slăbit, dar... Deci ai făcut operația, nu? Da, aș fi nedreaptă să-mi asum. Pui... Exact, ai fi chiar nedreaptă. Nici nu trece la experiențele. Am crezut că ai slăbit tu, că ți-ai făcut casoleta cu orez, casoleta cu broccoli și așa mai departe. Nu, dar mi le fac acum, pentru că disciplina de după și ordinea și un stil de viață sănătos și sportul sunt ajută. Singurul... Da, păi ajută. Asta contează mult. Perfect, dar haideți să mai povestim așa. Ce ar însemna experiențele din viața ta? Pentru că ar fi niște experiențe despre care am putea să povestim, nu? Știi cum e? Eu am avut așa o viață cu psuișuri și coborâșuri, adică la 29 de ani pot să zic că puțin am făcut din toate și știi cum e, e bine să le încerci în viață pe toate. Am plecat la 16 ani de acasă, doar cu hainele de pe mine, ca să fac muzică. M-am urcat într-un tren și asta am zis, eu mă duc la București să fac muzică. De la Oradea, de la Oradea, de unde am născut eu. Știi foarte bine, când m-ai cunoscut-o aveam 17 ani, când am fost la tine la fosta emisiune. La Tonomatul de pe 2, da. Nu? Da, eram un copil foarte zăpăcit. Bun. Așa, și ce să zic, am... Deci aveai 17 ani, ai plecat din Oradea pentru că vrei să faci muzică. Nu puteai să faci acolo muzică sau să continui acolo? Puteam să fac, dar știi cum e orașul mic, la singurul studio de acolo lucram deja, aveam din păcate și o situație familială în acel moment nefastă. Adică? Am crescut într-o familie abuzivă, adică părinții mamei mele și, mă rog, la un dat și ea au fost abuzivi. Bunici, adică? Da. Am înțeles, nu știam asta. Adică au fost oamenii care s-au purtat mai dur cu tine. Da, dur e un cuvânt micuț. Adică am fost un, pe românește, un copil bătut. Dar... Ai trecut. Da, dar a trecut, știi? Asta se întâmpla până în 16 ani, presupun, când erai mai mică. Da, și mi-am dat seama că nu e ok să rămân în acel mediu. Între timp am învățat, asta a fost partea procesului meu de maturizare, că și iertarea și să închizi niște uși și să închizi niște chestii într-o cutie, amintirile negative și să iei doar lecțiile și să înveți fi puternic, am învățat că asta e important. Mai vorbești cu ei? Mai trăiesc? Mai... Nu, ei nu. Și cu mama mea e mai ok acum, pentru că este mai ok și ea după ce s-a întâmplat cu ei, adică ca nu mai... Să îi pierdeți pe... Bun. Ai plecat din Oradea, ai ajuns în București, da, și experiențele pentru viața ta au continuat. Da, și ce să zic, le-am făcut pe toate, ca să zic așa, Adică grijă le faci așa, le-am făcut pe toate. Copil singur în București, cum e, le-am încercat pe toate. Adică? Eu spun, tu te referi probabil, ai văzut acel videoclip al meu, Picture Perfect, în 2014, care avea și tema asta de shibari, de bondage japonez. Da. Și este un lucru pe care, da, l-am experimentat și pe care l-am făcut cu pasiune și care mi-a plăcut foarte mult și care cumva e acolo, in the back of my mind. Adică să înțeleagă toți telespectatorii. Păi explică-le tu. Nu, te rog mult de tot, că tu știi mai artistic, așa să le explici. Ok, Ciucă, deci... Ciucă a plecat cu Odniela să o conducă, nu? Nicolina, lasă că îți prinde bine și ție povestea asta. Ia, ascultă aici, ca să vezi Navi cât de corect și de sincer vorbește despre experiența din viața ei. Ok, deci bondage-ul japonez este o artă, să zic... Știi ce-i bondage japonez? Pe bune, chiar știi? Nu. Ok, deci este o artă care presupune legarea unei persoane, da? Într-un mod, acum dacă vorbim pe partea de show și de ce înseamnă ea ca artă, într-un mod foarte artistic. Deci înseamnă imobilizarea cu sfor. Se poate face și cu panglici, de exemplu. Dacă ai văzut Pink la Grammy în 2016, a făcut chestia asta cu panglici. Da, okay. Bun. Ea se poate face, bineînțeles, chestia asta și într-un cadru intim și poate să însemne și alte chestii. Iar noi am pus toată treaba asta într-un videoclip în 2014, care a fost atât de controversat, să zicem, încât nu l-a dat aproape nimeni, pentru că, na. Deci era legată. Da, iar eu am făcut asta și în concerte. Și o mai facem ocazional, unde e locul și momentul. Facem show-ul acesta de shibari, de bondage japonez, îl facem pe bune, în concerte. Da, și când suspendată, înainte de capul concerte în jos, îl făceai... Da, am făcut-o și pe plan personal, chestia asta. Am înțeles.
Acum încerc să-mi dau seama ce înseamnă privirea ta și de ce aștept pe colegii tăi. Nu, așteptam privirea de la ei, îți dai seama, nu. Pentru că tu ai trecut prin foarte multe experiențe de genul ăsta și, uite, nu știu, nu vreau să înțelegi greșit, dar spui că în copilărie ai fost abuzată de bunicii tăi, bătută, iar apoi ai ajuns în adolescență să faci niște lucruri, să-ți placă să fii legată, să fii... Crezi că au o legătură? Sincer, nu. Și m-am gândit mult la asta. Am fost și pe la psiholog, am citit și foarte mult. Cred că asta e cumva în noi, adică felul cum suntem și lucrurile pentru care avem o atracție. Așa cum, na, nu toți copiii bătuți o să ajungă să fie pasionați de BDSM sau de pshibari sau... Normal. La mine așa a fost. Adică a fost, știi cum e, o etapă din asta de cunoaștere și e foarte multă experimentare la mijloc. Dar cred și că câștigai bani din chestia asta? Adică ce din show-urile de pshibari pe care le-am făcut? Păi plătește lumea bilet la concertele mele, adică nu de concerte, vorbesc de show-uri așa de... Păi nu, că asta, ce ți-am zis, eu făceam la concerte. Aha. Adică sunt filmările pe YouTube cu mine cântând cu capul în jos, suspendată, frumos, legată de picioare în sfor, adică e frumos și poți să te uiți pe YouTube. Dar ce vreau eu să zic este că nu cred că există o legătură directă între o copilărie mai tristă și cu problemele pe care le-am avut eu și faptul că am experimentat. Tocmai cred că ține de... Știi cum e când îți asumi foarte mult în viață și faci foarte multe chestii și vrei niște momente în care să poți să lași controlul și decizia la altcineva și să poți să-ți eliberezi mintea, știi? Să nu te gândești decât locul și momentul. Am înțeles. Mai spune că am rămas la 2014, ce-a mai urmat? Ce experiențe ai mai făcut cu viața ta? Să știi că din 2014 încoace, tot ce am făcut a fost să mă descoper, să mă cunosc și să mă cumințesc. Ai râde dacă ai ști cât de ordonată și disciplinată și de cuminte e viața mea acum. Înainte nu era așa. Nu. Acum gândește că, scuze că te întreb, îmi conduc propriul business împreună cu iubitul meu, avem un studio, Demisex se numește. Compunem și pentru alți artiști și pentru noi. Ai studio de muzică, nu? Da, un studio de muzică și de video foto. Demisex! A, Demisex, am înțeles, Demisex ai zis. Acum, știi, o să trească să mă angajez asistenta ta ca să zic, Cătălin, e ora 3. Da, e ora 3, dar ce, nu e, doar nu e... Da, poate mă angajez asistenta ta la un moment dat. Da. Povestea unei vieți. Și deci aveți studioul ăsta pentru muzică. Muzică și foto și video. Iubitul meu este și fotograf și regizor. Împreună și compunem, el face poze, filmează. Adică tot în familie. Da. Foarte bine, Navi. Și este multă ordine și disciplină. Deci da, m-am făcut fată de casă în cel mai frumos și neplictisitor sens al cuvântului. Iar ceea ce am învățat și ceea ce am experimentat a rămas așa o parte din mine. Nu-mi pare rău de absolut nimic. Nimic din viață. Nimic, nimic, nimic. Și ce să zic, cred că m-a făcut mai puternică și mai mișto ca om, nu știu. Asta zic eu că e foarte important, să luăm lucrurile bune din viață și experiențele care ne fac să ne simțim din ce în ce mai bun și să progresăm. Ce ne cânti tu acum? O să vă cânt noua mea piesă, Box. Este proaspăt single produs la Demisec Records și compusă de mine. Box? Da. Împreună cu băieții mei din trupă. O să vezi ce băieți frumoși am alături. Perfect. Haideți să și cântăm cu Navi. Oameni buni, facem puțin Box, cum ați aflat. E trupa, vine? Da, trebuie să-mi vină băieții frumoși. Ah, perfect, băieții frumoși. Nu e și soțul aici, nu? Este, ba da, este viitorul meu soț. El. Am înțeles. Salut viitorul soț. El e, nu? Da, el salut, este. Salut, Cătălin, îmi pare bine. Vedat, toboșarul nostru, Alexei Lavas. Salut, proiectul. Iar Navi ne cântă acum, oameni buni, o piesă făcută la studioul lor, cum ați auzit. Avem videoclip? O să avem foarte curând. Pe ce am făcut? N-avem videoclip? Surpriză, perfect, mai așteptăm atunci. Navi recântă, ascultați piesa și căutați-o pe internet. Are o viață senzațională și e o fată foarte mișto. Noi o ascultăm și o aplaudăm. These feelings in a box. How do I, how do I, how do I?
thought we couldn't fail. A message in a bottle from the lost, from us. I put my faith in you and you put your faith in me. You were all about the money, I was all about the dream. And it seems I was alone. Just want you to see that it's a lot you love.